Bună dimineața tuturor! Începutul de săptămână favorizează luarea unor decizii în grabă, așa că e bine să gândim de două ori înainte de a acționa. În schimb, pe plan sentimental, se anunță schimbări benefice. Berbec, poți să atragi atenția partenerului prin farmecul tău. E o perioadă bună pentru a petrece mai mult timp în preajma persoanei iubite, mai ales că îți vei exprima cu ușurință sentimentele. Taur, dimineața ești destul de obosit, așa că e recomandat să eviți deciziile importante, mai ales în afaceri. Limitează-te la activități de rutină. Seara, o vizită la un prieten te ajută să-ți recapeți buna dispoziție. Gemeni, astăzi orice problemă financiară se rezolvă rapid și simplu. Obții ușor banii de care ai nevoie și poți pune în practică un plan la care muncești de ceva vreme. Rac, în ultima perioadă ai fost foarte exigent cu persoana iubită, iar astăzi poți deveni impulsiv și nervos dacă lucrurile nu se întâmplă așa cum te aștepți tu. Ți-ar prinde bine să fii mai înțelegător. Leu, începi să te simți mult mai energic decât ai fost în ultimul timp. Această stare îți îmbunătățește mentalul și te ajută să duci la bun sfârșit toate activitățile în care ești implicat. Fecioară, ai o intuiție foarte bună, atât în domeniul financiar, cât și în relațiile cu cei dragi. Ai putea să te gândești la o metodă nouă de relaxare sau să adopți un stil de viață mai sănătos. Balanță, astăzi ar fi bine să rămâi rezervat în conversații, asta pentru că riști să fii înțeles greșit. Persoana iubită îți poate reproșa că acorzi prea multă atenție carierei, nu neglija dorințele partenerului. Scorpion, începi ziua mai optimist, având în vedere că poți primi vești bune legate de un job nou sau poate o mărire de salariu. Deși în ultima vreme ai fost pus la tot felul de încercări, lucrurile se mai liniștesc. Săgetător, începi săptămâna hotărât să te ocupi de probleme legate de familie. Pentru asta trebuie să faci cheltuieli importante. E bine să te organizezi ca să poți termina tot ce ți-ai propus. Capricorn, te afli într-o perioadă bună, mai ales din punct de vedere profesional, așa că poți face planuri de viitor. Ideile tale sunt apreciate atât de colegi cât și de șefi și n-ar fi exclus să câștigi ceva bani în plus. Vărsător, dimineața ești agitat și te străduiești să termini la timp o lucrare începută. Poți deveni autoritar și ai tendința să critici pe toată lumea. După amiaza te mai liniștești la o întâlnire cu prietenii. Pești, astăzi poți să începi activități intelectuale deosebite. Poți avea acces la informații care te ajută să progresezi în plan profesional sau personal. Unele persoane din anturaj vor juca de acum un rol special în viața ta. Cam atât pentru moment. Să aveți